Cei trei elevi de la școala gimnazială din Bumbești-Jiu au considerat că trebuie să marcheze venirea primăverii într-un mod inedit, așa că au cumpărat bere și tărie și au intrat în scara unui bloc să petreacă. După aceea au pornit spre școală pentru că și-au adus aminte că mai au și ore. În timpul orelor, unuia dintre ei i s-a făcut rău, iar conducerea a chemat salvarea. Medicii de pe ambulanță au constatat că acesta consumase alcool, iar directorul școlii a fost determinat să le scadă acestora media la purtare. Elevii au consumat băuturi alcoolice înainte de orele de curs, că ei sunt navetiști. Evident că atitudinea lor va fi sancționată conform prevederilor din regulamentele școlare. În principiu, li se va scădea nota la purtare. Inspectoratul școlar Gorj atenționează atât părinții cât și copiii asupra incidentelor care le pot pune viața în pericol. Noi atenționăm și părinții și școala că trebuie să fim foarte atenți la aceste manifestări ale elevilor pentru a prevedea orice incident care le pune viața și sănătatea în pericol. Conducerea școlii gimnaziale din Bumbești-Jiu spune că a fost cel mai grav incident din ultimii ani, așa că a mai precizat că va mai lua și alte măsuri suplimentare.